După o pauză de aproape o lună, fetele de la Gloria se întorc la programul competiției interne. Primul meci de la reluarea Ligii Florilor este programat sâmbătă cu Măgura Cisnădie. În cea mai recentă întâlnire, Gloria a dispus pe teren propriu de Măgura 27-21. Se întâmpla pe 17 februarie în Cupa României. În Liga Florilor, tot buzoiencele au avut câștig de cauză, reușind să treacă de Sibience cu 30-27 noiembrie 2023. Excepțional de campionat, cu ultimele 5 jocuri, așteaptă un joc la Cisnădie, care pentru adversari un joc cu o importanță maximă. Noi mergem să jucăm, să mai luăm puncte exact unde putem, ca să mai urcăm în clasament. Cumva, dacă mai putem să mai redresăm, ce ar mai fi de redresat. Dintre cele 5 partide rămase de disputat, cel puțin 2 sunt foarte atractive pentru public, chiar dacă miza calificării în Europa nu mai există. Rapid și CSM București vor veni la Sala Sporturilor Romeo Iamandi pe 1, respectiv 15 mai. Rapid în 1 mai și CSM, dacă nu mă înșel, în 15. Cu două echipe care au jucat în sezonul acesta în Champions League, ne-am întâlnit cu ele în acest sezon. Așteptăm să vedem dacă ne putem lua revanșa, în primul rând să fie toate fetele sănătoase, și sunt două jocuri cu echipe care sunt deasupra noastră și pe care noi n-am putut să le învingem. Sperăm ca să aducem niște puncte în meciurile cu ele. Și bucurie pentru buzoieni. Da. Meciul de sâmbătă cu Măgura este programat de la ora 18. În cazul unei victorii, Gloria ar mai putea urca pe locul 7. Rocada cu SCM Craiova este însă condiționată de rezultatul oltencelor din această etapă.